Niciodată nu e o plăcere să vezi oameni politici mergând la DNA sau mergând prin instanțe să-și apere poziția. Nu-mi place să-i văd nici pe cei de la PSD mergând la DNA, nu-mi place să văd niciun cetățean pe care îl cunosc mergând la DNA pentru explicații, însă așa funcționează un stat de drept. Ai o problemă sau există suspiciuni, te duci și explici și oamenii aceia apreciază decizia finală, cea în care cu toții ar trebui să credem sau pe care oricum suntem toți obligați să o respectăm, este cea a instanței de judecată. Ce însă nu pot să apreciez, să mă iertați, nu pot să apreciez corul acesta de bocitoare de pe stânga, care de fiecare dată când sunt chemați să dea explicații, că e instanță, că e DNA, parcă sunt la parastasul unui apropiat, deci bocesc în continuu, se victimizează în continuu. Suntem toți egali, suntem toți în aceeași situație, dar puțină demnitate nu ne-ar strica. Care este poziția PNL?